Bună, dragii mei! Pe invitata mea de astăzi o cunosc de atât de mulți ani încât, sincer, chiar nu pot să o descriu într-un singur cuvânt. Așa că am ales mai multe și o să vă convingeți până la sfârșitul emisiunii că am dreptate. A fost sportiv de performanță și după aceea a trecut în spate ca antrenor, deci are mulți ani la activ de sport. Este o mamă desăvârșită și devotată familiei și nu vreau să mă gândesc la o familie în care până de curând erau numai băieți. Și nu în ultimul rând, este o antreprenoare de succes. Dumneavoastră nu o cunoașteți încă, eu o știu de mult, așa că îi urez bine ai venit! Eu? Bine ați venit la mine acasă, să spun așa! Așa, bine ai venit în emisiunea mea și bine am venit la tine acasă, Georgiana Vasile, ABC Fitness. Da. Lumea te știe, Georgiana ABC Fitness. Da, mai degrabă Angie de la ABC Fitness. Da, bine v-am găsit la noi acasă, la noi la școală. Mă bucur. Ce alege tu din tot ce am spus? Știu că tu ești modestă și cu siguranță ai vrea să vorbești numai de partea de familie, dar eu știu realizările tale în general. Așa că spune-ne, te rog, cu ce ai vrea tu să începi? Ce ți-a marcat viața? Aș vrea să trecem așa un pic. Mi-a marcat viața fetița mea de 4 luni de zile. Bine, și băieții. Noi mai avem 3 băieți în familie. Dar cea mică a dat așa puțin peste cap, să zic, regulile din familie. Și mă bucur tare să avem și noi în familie o fetiță. Să vă trească și să... Sperăm să facă sport, nu neapărat de performanță, neapărat. Dar toți copiii noștri fac câte un sport. Cel mare acum aleargă cu tatălui la semimaratoane, cel mijlociu face fotbal, cel mic face not. Și sperăm că și cea mică. Deci au pornit-o din timp, cum ai pornit-o și tu de altfel. Da. Eu de la 14 ani de zile am făcut arte marțiale, apoi din primul an de facultate, când l-am cunoscut și pe soțul meu, am început să practic fitness-ul și gimnastica aerobică de întreținere și atunci am început și cu școala să facem cursul de formare profesională. Credem noi și sperăm să schimbăm cât mai multe vieți prin aceste cursuri care ați schimbat destule de-a lungul timpului. Exact. Și chiar mă gândeam când mi-ai spus și mi-ai propus să vorbim un pic de fitball, mă gândeam că au trecut totuși 12 ani de zile de când și eu am întâlnit mingea de fitball. Și este una dintre clasele mele preferate pe care le predau și la diferite evenimente și sper eu să vă dau câteva informații utile și necesare pentru a face sport, de ce nu. Și am zis că o să discutăm un pic și de perioada de dinainte și după sarcină. După sarcină, pentru că tu te-ai menținut extraordinar de bine și nici acum nu s-ar spune că ești tânăra mămică și în forma unei fetițe de 4 luni. Știu că și Bogdan, soțul tău, lucrează cu tine pe partea de nutriție și cu multă lume și îi mulțumim lui Bogdan că ne e tot timpul alături cu sfaturi. Deci, Angie, ce trebuie să facă totuși o doamnă, o femeie, ca să fie în formă pe tot parcursul vieții ei și cu precădere pe această perioadă a sarcinii? În primul rând, trebuie să înțeleagă că sarcina, acum 4 ani de zile când am rămas însărcinată cu Andrei, am avut un proiect, se numea Sarcina nu este o boală, e o stare specială, am spus noi atunci. Un proiect foarte drăguț cu sport, am fost asistați de doamna ginecolog din perioada respectivă de sarcina mea și vreau să înțeleagă toate telespectatoarele că nu este pur și simplu, este o stare puțin mai specială, dar nu este contraindicat să facem mișcare sau să... E bine să avem totuși acordul medicului, da, asta este cert. Asta clar, bineînțeles, să nu fie o sarcină cu mici probleme sau... Deci dacă avem acordul medicului, putem să facem mișcare fără niciun fel de problemă. Sunt anumite exerciții contraindicate, adică nu este bine să ne mai așezăm pe abdomen, da. Nu este bine să mai lucrăm partea abdominală, dar în schimb tot ce ține de brațe, de picioare, putem să lucrăm. Restul musculaturii trebuie să fie exact, active. Exact, trebuie să ne păstrăm un tonus bun, pentru că în prima sarcină am luat 11 kg, cu Ania am luat 18 kg și deja pentru înălțimea mea 1,63 m,
dacă trec de 50 de kilograme, deja este un, simt un disconfort la nivelul coloanei. Și cu siguranță multă lume se regăsește în ceea ce spui tu, chiar da. Și fără sarcină. Sunt persoane care pot lua în greutate, fie din cauza bolilor, fie că de, mai scăpăm la frigider, da, și care resimt, chiar resimt kilogramele respective. Da, este foarte important să înțelegem că mișcarea trebuie să o facem regulat. Și să nu ne gândim că am rămas însărcinată, sunt persoane care zic, am rămas însărcinată, trebuie să mănânc corect și să mă duc la sală. Nu, trebuie tot timpul să mâncăm corect și să mergem la sală, să avem acordul medicului și să combinăm mișcările, să mergem și la un not, să mergem și la plimbare în parc, de ce nu, să venim și la o clasă de fitball și să ne menținem un tonus foarte bun. Ajută mult și psihicul, pentru că și el suportă niște transformări pe parcursul. În sarcină, dacă m-ai întrebat pe mine ce mi-a fost foarte greu, mie îmi plac foarte mult fructele de mare și nu sunt indicate, adică de evitat maxim în sarcină fructele de mare. În schimb, am mâncat pește, am mâncat carne, mie îmi place carnea. Soțul gătește carne deși de 6 ani nu mai mănâncă. Și trebuie să avem foarte mare grijă carnea să fie foarte bine pregătită, să fie tot timpul însoțite de salate. Să nu uităm să ne vitaminizăm și pe lângă fructe și legume, de principiu trebuie să luăm și un supliment de vitamine, bineînțeles recomandat de medic. Bun, deci până la urmă da. Să luăm cu măsură tot ce este, că dacă ești vegetarian o să... Ai o anumită dietă, dacă mănânci carne... Oricum trebuie să ne luăm în calcul în sarcină 300-350 de calorii în plus, pentru că sarcina aduce cu ea, să zic, cheltuieli de energie mai mari și trebuie să venim cu acest aport 300 până în 400 de calorii. Nu mergem pe ideea mâncăm ca pentru doi, da? Și pur și simplu să ne gândim că nu contează cantitatea, contează efectiv... Alimentația noastră să ne aducă un aport caloric bun și, bineînțeles, nutritiv. Bun, hai să sărim perioada asta. Ce e cu fitbolul? Hai să vorbim pentru noi ceilalți. Fitbolul acesta a fost inventat sau descoperit, să spunem, de către un medic fizioterapeut, kinetoterapeut elvețian prin anii 50. A inventat această mingiuță pentru a face diferite exerciții de recuperare pentru cei care aveau probleme cu coloana, scolioze, dureri foarte mari la nivelul articulațiilor paravertebrale. Și prin anii 90, americanii au preluat acest concept și l-au transformat în practic într-o clasă de grup, urmând apoi să se împrăște în toată lumea acest concept de fitball, pe care și eu îl practic și îl predau de mai bine de 10 ani. Este o clasă, în primul rând vreau să zic eu, distractivă, care te energizează. E știu foarte că pe distractiv, tine dar pentru mine este atât de distractiv. Întotdeauna m-a chinuit la toate antrenamentele și nu vreți să știți ce încordată stau acum ca să nu dispar cumva din cadru. Asta de este. Pe minge. Deci, în primul rând, facem un antrenament stând pe minge, pentru că trebuie să-mi găsesc echilibru, în primul rând. Și simplu faptul că stau pe minge, musculatura mea posturală este încordată, ceea ce înseamnă că eu, noi și acum deja, lucrăm. Da, chiar. Deși nu... Vedeți ce bine, deci, dragii mei, cumpărați-vă o minge, țineți-o acasă și, putem să și mâncăm în timpul ăsta, că atunci ar fi antrenamentul perfect. Da, o luăm la masă în loc de scaun. Eu chiar o recomand doamnelor care, la birou, știu că pare puțin mai ciudat, dar este o mingiuță foarte... foarte bună. La clase, când noi facem ridicări, chiar le zic doamnelor că facem și un masaj anticelulitic gratuit și vreau să vă arăt câteva mișcări, astfel încât să vă alegeți o minge corectă și când mergeți la sală, că poate instructorul nu întotdeauna are timp să zică la fiecare oră cum să ne alegem și când mergem
într-un magazin de articole sportive să știm ce le cerem oamenilor. Angie, acum chiar serios vorbind, este un sport, să zicem că e un tip de clasă de aerobic. De aerobic, care chiar te ajută pentru coloană. Da. Chiar este bun, adică nu neapărat că vrem să ne întărim musculatura și să fie estetic. Și pentru coloană și pentru articulații, mai ales la articulațiile tărâmului inferior, pentru că există o mișcare, se numește jumping jack, pe care pot să o fac pe mingiuță, da? Automat mingiuța preia greutatea corpului. Dacă ar fi să mă ridic și să fac aceeași mișcare de jumping jack, automat articulația mea coxofemurală, genunchi, gleznă ar fi foarte, ar prelua ele toată greutatea corpului și deja ar fi, adică menajăm foarte, foarte bine articulațiile. Da, pentru că chiar dacă dar nu este foarte moment, important să ne alegem corect mingea. Văd, din păcate, la televizor și tot felul de poze cu diferite persoane care stau pe minge și nu este corect ca bazinul nostru să fie mai jos de linia genunchilor. Deci ori mai sus, ori cel mult la 90 de grade, deci, cum ai tu. Deci asta este regula principală. Ne ducem într-un magazin de pildă, vreau să-mi iau mingie, mă așez pe ea. Da, dar este pe, noi avem între 1,60 m, 1,70 m, este diametru, este trecut deja pe mingiuță. Noi ne încadrăm la diametru 65. Persoanele care depășesc 1,70 m trec la următoarea 75, care este cel mai mare diametru de mingiuță. Și deci pentru noi 1,60 m, 1,70 m, 65 diametru este în regulă. Când la sală trebuie să putem să atingem mingiuța cu vârful degetelor fără să ne înclinăm exact în lateral. Cum stăm corect, cerculețul în sus, da? Pe mingiuță, picioarele depărtate pe toată talpa, avem grijă, da, bazinul să fie mai sus sau pe aceeași linie cu genunchii, iar bazinul să avem grijă să nu fie nici în spate, nici în față, să fie fix perpendicular pe centrul mingiuței. Da, astfel da. Încât să ne asigurăm că este, că noi vom face exercițiile corecte și practic nu vom avea niciun fel de problemă când lucrăm cu mingiuța. Iar de pe ea putem să facem foarte multe exerciții pentru brațe, picioare, abdomen. Fiecare, și da. Putem practic să mergem, într-o oră putem să trecem prin exact, toate. Exact, putem să trecem prin toate și putem să facem și exerciții de tonifiere atât pe minge cât și la sol, chiar și cu ea în brațe. O să vedeți că ea pare drăguță, dar este destul de dificil să lucrezi cu ea. Umflată cum trebuie, poate să resimți când lucrezi cu ea, chiar și 80 kg, nu te gândești că ar fi atât de grea, dar lucrând un număr de 16 repetări minim, cum lucrăm noi la aerobic pe fiecare exercițiu, deja tonifiem foarte bine și, cum spuneam, sunt foarte multe exerciții de presări și sărituri și avem și un masaj cel puțin pentru posterior, inclus în într-o ședință de antrenament cu partea de fitness. Ai să faci reprezentații la convenție? Da, noi pe 11-12 noiembrie avem ABC Fitness Convention, vă așteptăm cu mare drag și pe dumneavoastră. O să fie la un centru partener al nostru din drumul Taberei. Și practic este un eveniment sportiv pe care noi l-am organizăm an de an. Sărbătorim practic încă un an de școală, dar printr-un eveniment cu sport, cu clase de nutriție, clase de anul acesta avem și pe psihologie sportivă, avem și pe coaching și importanța suplimentelor. Deci puteți veni, dragii mei, cum găsesc detalii? La noi pe site, pe abcfitness.ro, la secțiunea de evenimente, găsiți acolo evenimentul nostru și cum vă puteți înregistra. Încă de regulă când auzi convenție te gândești că vin numai cei care fac sport, care sunt... Nu, ne vin și foști. Este practic o întâlnire a noastră și cu foștii noștri cursanți, absolvenți deja, și cu foști, și cu clienții lor. Adică fiecare instructor vine cu câte o gașcă, să le spunem așa, și ne întâlnim și este un eveniment foarte frumos și un schimb de experiență foarte bun. Anul acesta ne vin, să zic, traineri din Franța, din Italia, din Republica Moldova, din Argentina, deci avem posibilitatea și din România, să schimbăm bineînțeles. Da, și facem în așa fel încât să facem acest schimb de experiență și să facem această petrecere aniversară, să aibă toată lumea de câștigat din lucrul ăsta și noi vă invităm cu mare drag și
Ne-ar face o deosebită plăcere să vă avem alături de dacă noi. Dacă nu sunteți foști cursanți, poate sunteți viitor cursanți. Da, da, ce da. E cu cursurile voastre? Care e paleta? Că e o paletă destul de largă. Da, este o paletă destul de largă. Acum, pe în weekendul acesta, pe 28 octombrie, o să începem grupa 23 de tehnician nutriționist. 23 mă refer doar pe București, pentru că de anul ăsta ne mândrim că am reușit și în marile orașe din țară, în Timișoara, Brașov, Constanța, Iași. Acum o să mai avem colaborări, puteți să urmăriți deci, site-ul nostru. Suntem în secțiunea antreprenoriat, da? Am bifat da. Mamă, am bifat sportivă, acum suntem la secțiunea de antreprenoare. Da, și ne bucurăm că am reușit și că oamenii sunt din ce în ce mai deschiși către aceste cursuri. În primul rând pentru familia lor, sunt informații foarte, foarte interesante și actuale. Profesorii noștri, fiecare, la fiecare curs avem 11 traineri, care fiecare pe bucățica lui este specialist și lucrează în domeniul respectiv și vine pe lângă materialul adică nostru cu experiență și de biologie proprie. Și de da, avem parte de anatomie, chimie alimentară, chimie alimentară, exact, terapii complementare, pentru că este foarte important să implicăm și această parte. Sunt foarte mulți care cred în terapia asta și în vindecarea, practic, prin gândire pozitivă, prin, bineînțeles, trebuie să venim cu mai multă atenție asupra exact, ta. Asupra sufletului exact. Nostru, că din păcate câteodată mai uităm de el. Și știți cum e acea vorbă? Ai grijă de corpul tău, că este singurul loc în care trebuie să trăiești toată viața. Exact. Și apoi avem la început de noiembrie ultimele cursuri din acest an de instructor de fitness și aerobic fitness și perfecționarea pentru competența de personal trainer, urmând ca de la anul să le reluăm pe toate și cursul de tehnician masor și nutriție și consilier de dezvoltare personală, pentru că l-avem în parteneriat cu IDEP și este un curs foarte interesant la care vă așteptăm cu mare drag. Puteți intrați pe site-ul nostru să vedeți câte lucruri minunate facem și foarte important să înțelegeți că nu suntem doar în București. Noi avem sucursale în mai bine de 15 orașe din țară. Și ce vreau să zic, pentru că mă mândresc cu lucrul ăsta, că am fost, să zic, într-un fel sau altul deschizător de drumuri, pentru că școala noastră în 2013 a elaborat standardul ocupațional și a introdus în codul COR în meseria de instructor de aerobic, aferent competența de personal adică, trainer. Adică, practic, voi puteți să dați o diplomă cu care omul să meargă să se angajeze. Exact, deci, din 2013 se poate face prin Autoritatea Națională de Calificări această ocupație care până atunci nu exista. Exista în codul COR și ocupația de instructor de fitness, dar cel de aerobic fitness și competența de personal trainer nu. Și ne mândrim că am reușit să facem lucrul ăsta și păstrăm standardul scris de noi și încercăm să ridicăm la nivel european, de ce nu? Pentru și că cred că la momentul ăsta aveți în întreaga lume instructori. Da, avem un feedback foarte bun, avem oameni plecați peste tot în lume și ne bucură faptul că ne trimite mesaje și că ne trimit poze cu ei, chiar cu tricourile cu ABC Fitness și de ce nu, pentru noi este o realizare să știm acest lucru. Ne bucurăm că avem înscriși la cursuri și foarte mulți sportivi de performanță și trainerii noștri. Niciodată nu strică să din țară să mai culegi informații. Sunt persoane care au studii în domeniul sportiv și au totul foarte bine pus la punct, pentru că contează practic noi să fim un exemplu pentru ei, ca ei să înțeleagă că în primul rând să nu facem rău în domeniul ăsta. Deci dacă nu sunt în stare să-l fac mai frumos, mai vesel, mai, cel puțin să-l păstrez așa cum da. Vine. Deci la starea lui de sănătate să aducem doar îmbunătățiri și nu da, și nu regrese, ci progrese. Aici la voi la sală aveți și sală de fitness cu instructor pe sală și clasele de aerobic și de fitball. Da, este un club mai special, vreau eu să cred, pentru că avem o mână de clienței noștri care sunt de mai bine de 10 ani alături de noi și aici noi practic facem practică reală cu cei de la cursurile de instructor de fitness și aerobic, adică ei deja după un curs au deja o practică în exact, sală. Adică e simplu jos să zicem că e sala de curs da, de teorie. Da, după care etajul 1 etaj este partea de fitness, iar etajul 2 partea de aerobic.
și practic ei vin cu acest bagaj în plus. Adică noi nu facem un curs doar noi cu ei, ci pur și simplu ei participă la clase reale cu, clientele mele. Chiar la un moment dat era așa o glumă că pot oricând clientele de la sală să le pun să dea un examen pentru că n-au nicio treabă cu master beat-ul, cu tracul, cu oglinda, cu semne, deci e totul. Senzația pe care o ai când vii, când vii aici la voi la sală este că sunteți o mare familie. Da, așa vrem și noi să credem, că suntem o mare familie și că oamenii vin în primul rând aici că simt energia asta de familie pe care noi vrem să o creăm și vrem să, de ce nu, să ne facem din ce în ce mai mare familia și să înțelegem că este foarte important să avem un stil de viață sănătos și să ne alimentăm corect și să facem mișcare. Cu toții mai scăpăm la tot felul de chestii, toți mai poftim la ceva e normal. Mai frumos colorat sau așa, mai un orișor, cum zice filmul, la vata pe zahăr, pe băț. Dar este foarte important să ne implicăm activ și în partea aceasta de mișcare și să nu uităm, bineînțeles. Deci toate aceste informații, gen nutriție, sport, fitness, întreținere corporală, le găsim la convenție, le o să găsim. Te rog să ne spui datele. Da, este pe 11-12 noiembrie și la Be Life Fitness pe Valea Oltului, în drumul Taberei. Și pentru orice alte informații te sunăm. Da, îți vor zvârni telefoanele. Da, vă așteptăm cu mare drag. Este foarte, foarte important să nu uităm să facem mișcare și să nu uităm să fim un exemplu pentru copiii noștri, că, din păcate, au foarte multe atracții, mai mult sau mai puțin. Și până la urmă, părintele este primul model pentru copil. Da, trebuie să vadă totuși un exemplu. Oricum, deciziile vor fi ale lor. Deci nu ar fi bine... Sunt maturi încă de mici. Noi, ca părinți, să nu ne impunem punctul de vedere, ci pur și simplu să fim un exemplu pentru ei, pentru că cu siguranță va fi un exemplu de urmat. Și să lăsăm să transpire, că din păcate e o problemă a secolului ăsta, nu cumva copilul meu să transpire. Nu, dragilor, lăsați-l să transpire, dați-i să bea multă apă, încercați cât mai multe fructe, legume, în stare crudă de principiu. Și să ne forțăm. Am observat că în ultimul timp reticența asta la carne a copiilor este una destul de mare. E bine să încercăm să-i dăm un pic din fiecare. Eu și când zic că sunt înțelepți de mici și da. Zic. Să-i lăsăm pe ei să decidă și să nu-i stresăm. Că cu cât îi stresăm mai mult pe copii, cu atât ei au reticența asta de a spune nu. Și zic eu că puterea lui nu este una destul de mare și ar trebui să evităm din vocabularul nostru acest cuvânt și să găsim diferite căi de a aduce spre noi și, bineînțeles, încă o dată noi trebuie să fim un exemplu pentru ei. Cât mai bun. Angie, îți mulțumesc. Eu vă mulțumesc că ne-ați făcut o vizită. Chiar așa inopinată. Da. Poate aveți senzația că toate sunt așa zvârlite. Chiar așa sunt. Tocmai lucrau oamenii când am ajuns noi. Pentru că, un pic. Pentru că e frumos aici și cred că v-a plăcut și dumneavoastră. Și dacă v-aș fi spus eu toate aceste lucruri, cu siguranță pe mine nu m-ați fi crezut. Dar așa, pentru că Angie, fost sportiv, antrenor, mamă devotată și antreprenoare, vi le-a spus pe toate, mie nu mai îmi rămâne decât până data viitoare să vă spun să nu uitați să fiți victorioși. La revedere!